cum ne distram în comunism? Păi, cu distracția, la început n-a fost foarte distractiv, pentru că în primii 10 ani nu mergea la mare, că nu aveai de ce să mergi la mare, că nu prea aveai unde, și era zonă de frontieră. Erau trupe care mărșăloreau pe litoral, te-au prins, era complicat. Și în zonele de frontieră chiar și localnici aveau restricții. Lucrurile astea au fost ridicate pe litoral după 1960. Bun, puteai pleca spre munți, pe Valea Prahovei, da, cu sindicatele, asta mai putea funcționa, dar era complicat cu viața, că erau scumpe și banii rari și salariile mici. Însă, evident că trebuia să vină bani la buget. Și banii la buget au venit din turismul internațional, evident. Iar politica deschiderii a însemnat și asta. Apar stațiunile pe litoral pentru că au fost contractate, tranzacționate niște contracte foarte bune cu TUI din Republica Federală Germană, cu Suedia, cu Franța, care avea un guvern socialist, cu Italia, și au început să vină turiști. Trebuiau să aibă totuși, chiar la costuri mai mici față de coasta de Azur sau sudul Italiei sau Sicilia, bun, costuri mai mici, dar totuși o ședere rezonabilă. Și evident cu ei au venit, au apărut și shop-urile despre care v-am povestit. Turismul se menține la cote ridicate până prin anii 80 la început, iar pentru români litoralul era un refugiu. Și atunci cel puțin factorii locali decidenți ai partidului și-au zis, domne, hai să facem un refugiu la care să se viseze și să creăm o recurență. Și a apărut Radio Vacanța și Distracții de la Costinești. Le dăm studenților un loc al lor, le dăm familiștilor câteva locuri care să îi atragă și să revină acolo, pentru străini altele. Și atunci apar din locuri virane stațiuni absolut noi, care nu existau înainte. De exemplu, Eforie era una singură și se numea așa pentru că era proprietatea Eforiei Spitalelor Civile, să știți. Devine Eforie Nord și mai la sud apare ceea ce cunoaștem. Apoi Olimp, Neptun, nume de planete, nu mai insistăm. Dar dorința de divertisment nu însemna numai turism. Sketch-urile, teatrele de revistă revin, chiar cu ușoare, cum să vă spun, inserții legate de partid și de aceia care nu prea mai corespundeau, nu se dau evident nume, dar Toma Caragiu sau Amza Pelea în sketch-urile sau Stella Popescu, Ștefan Bănică, îi aminteau foarte frumos și foarte mulți români recunoșteau un șef sau un decident din birou politic în ceea ce povesteau acești oameni foarte legat. Apar filmele istorice, unele chiar foarte reușite, sau filmele sociale, fără să fie foarte dramatizate și fără să se exagereze foarte mult, în special în anii 70. Prea multe distracții nu erau. Cu Chiu Cuvai se deschiseseră niște discoteci așa prin 80, am terminat facultatea în 80, care erau jalnice, deci nu era o soluție și oricum la un moment dat era povestea asta că totul trebuia să se închidă cam ca la pandemie, mă rog, din cu totul alte motive. Adică seara se închideau nunțile, nu se mai făceau, peste noapte, restaurantele cred că se închideau pe la 8-9, ceva de genul ăsta, scoseseră perdelele de la restaurante ca să se vadă exact cine stă prin restaurant toată ziua. Evident că nu stătea prea multă lume, că oricum nici prea aveai ce să iei nici măcar de la restaurant. Așa, și deja a început să spectacolele să aibă schimbat programul, adică nu mai era de la 8 seara vreun spectacol, ci de la 6, adică tot așa, în ideea atunci să se facă o economie drastică la curentul electric, același motiv pentru care din 85 dispare al doilea post de televiziune, respectiv TVR2, rămâne numai TVR1 și rămân doar 2 ore de program. În rest, filme la televizor erau destul de puține, pentru că tot așa, între altele și din motive financiare, nu numai ideologice, pentru că nu vreau să mai cumpere filme și atunci dacă erau trimise ceva filme spre vizionare și se presupunea că după aceea le plătești și ți se primește,
fapte și un text ca să ai să poți face traducerea, se șterpeleau, se schimba titlul, se punea un carton cu un titlu nou ca și cum cineva ar putea să nu se prindă de ce se întâmplă acolo, după care trebuia să faci subtitrarea și, bineînțeles, să stai să asculți în masa de montaj sau la MGS, ceea ce se cheamă, deci în partea tehnică a televiziunii, să stai să asculți textul, să dai înainte și înapoi, înainte și înapoi, până când te prindeai ce spune acolo și, eventual, cel mai bine te prindeai când deja era pe post. Pentru că ori de câte ori ai da, lumea își imaginează că dacă dai înainte și înapoi o să se audă mai rar ce au de spus, nu se audă în același rit, credeți-mă. Și cu precădere erau filme, din când în când mai erau filme ceva străine, dar care să-ți demonstreze clar că în Occident e foarte rău, că sunt greve, că minerii sunt nefericiți, că nu găsesc de mâncare, că dacă era vreun interior cu case prea elegante, se scoteau scenele în care se vedea că e o încăpere prea mare. Taxa pe lux, că tot se pomenește de ea acum, să scoteau piscinele. A fost destul de complicat, de exemplu, la Dallas să scoate piscinele, să dădea foarte des sunetul muzicii, pentru că acolo personajul principal era văduv, dar avea 7 copii și atunci cum neanicul vrea foarte mulți copii, își imagina că toată lumea se va lăsa influențată și că o să găsească un Christopher Plummer la fel de cuceritor cum era pe vremea aia și eventual să aibă și un castel și un lac pe lângă unde să crească cei 7 copii. Și să aibă și o bună detalie internațională. În oraș, deja spre final, aproape nu mai aduceau filme de străinătate, ceva filme din fostele țări socialiste, dar din nou profund ideologizate, adică muncitori, țărani, mai erau fericiți, nu trebuia să fii intelectual sau în orice caz intelectual, întotdeauna era între personajele negative sau era adus pe drumul cel bun să se mute la țară sau, mă rog, naivitatea binecunoscută. Așa a apărut tot în perioada asta, evident, a apărut video, pentru că a apărut nu numai în România, a apărut în toate celelalte țări foste socialiste, dar aici a avut impactul mult mai mare, pentru că era o soluție la faptul că ce faci seara? Mă rog, când aveai lumină, că se tăia lumina, se tăiau gazele, lumea prin blocuri grătea noaptea, când cât de cât mai pâlpâiau, era foarte complicat. Mulți au învățat la lumânare, pentru că nu era curent electric, e de necrezut că se întâmpla asta în 1980 și până în 89. Apropo de actori îndrăgiți, erau actorii români, erau foarte îndrăgiți. Sigur că pe primul loc, până la un moment dat, adică până la cumplitul cu tremur de 7-7, era Toma Caragiu. În general erau actorii de comedie, era Dem Rădulescu, era Stella Popescu, erau cei cu care de altfel ne și făceam reveioanele, că deveniseră așa un fel de rude de ale noastre pe care le vedeam odată pe an, mai ales în niște sketch-uri care cât de cât, atât cât se putea, încercau să ne dea o ușoară satisfacție, nu prea mare, pentru că din nou cenzura era foarte drastică. Și bineînțeles, în general erau toți actorii de comedie. Probabil că simțeam nevoia cu toții să zâmbim măcar, să surâdem, dacă nu să și râdem din când în când, având în vedere cât de sumbru era totul și cât de trist era totul. Iar dintre actorii străini, în momentul în care a început video, au avut câștig de cază în cauză, mai ales filmele cu bătăi, le spuneam, nu le spuneam filme de acțiune încă. De exemplu, Bruce Lee, care săracu murise de mult până să ajungă filmele la noi, Chuck Norris. Nu eram, în schimb, mari fan de supereroi, adică de Superman. Cam atât ajuns să se pună aici, Batman mai puțin. Și westernurile plăceau, dar westernurile îi plăceau și lui Neanicu.
Într-un anume context, deci e vorba de anii 65, cam 70 și ceva, se simțea așa un aer de libertate, în rândul studențimii mai ales. Se crease un climat de extrapolare a libertății, se cânta peste tot Beatles, Rolling Stones, Elvis, Pink Floyd, chiar și celebra noastră trupă Phoenix, autentică și profund românească, a început avându-i ca model pe Shadows. În această atmosferă, cu piese celebre rămase și acum de la Roșu și Negru, Mondial, Sincron, de la mari compozitori, de la compozitorii interbelici, de la dizorii de seamă ai perioadei interbelice, Cristian Vasile, Titi Botez, Maria Tănase, Gică Petrescu, John, Mia Braia, Moscopol și așa mai departe, cu această moștenire a tradiției, pornește în 63 festivalul Mamaia, care decurge cât de cât normal până în 69. S-au lansat mari șlagere românești. Prieten drag, Pompinea Stoian cânta un matelot, Doina Bandea, de-ar fi să mă mai nasc o dată, Gică Petrescu, Bogardo, Luminița Dobrescu, Dan Spătaru. În sfârșit, trec peste toate astea, numai că în locul acestor șlagere fredonate de toată lumea, trofeile vor fi altele, ci piesele dictate de la centru prin Consiliul Culturii, dintotdeauna pe acest pământ, frumuseții tale, izvor de frumusețe, dulce Românie, o ramură spre cer, omagiu, baladă pentru acest pământ și așa mai departe. E adevărat că unele dintre aceste melodii cu asemenea texte erau chiar foarte reușite din punct de vedere muzical, dar șansa lor de a traversa deceniile s-a redus foarte mult. În 68 pornea și Cerbul de Aur, scutit însă de asemenea cântece cu temă, pentru că nu se putea altfel, participau foarte mulți străini și concurenți și în recital. Marele merit era acela al relansării unor șlagăre românești autentice și participarea unor mari vedete internaționale. Numai că, încet, încet, în spectacole, în programele de radio și televiziune, se reduce proporția de muzică străină, se recomandă piesele cu teme bine definite, Omul din fabrici și de pe ogoare, Dragostea de țară și de conducătorii ei, Pacea, Încrederea în soare, Lumină, Că pe cerul țării nu e niciun nor. Partea comunistă a avut mai multe etape și fiecare dintre ele a adus sau a luat ceva din punct de vedere cultural. După prima decadă de represiune a anilor 50, a urmat un început de dezgheț adus de orientarea antisovietică a guvernării Gheorghiu Dej. O relaxare care a însemnat o deschidere, a început timidă spre Occident, de pildă prin turneele unor teatre absolut extraordinare din Europa apuseană, au venit la București de Piccolo Teatro din Milano. Mă refer la a doua jumătate a anilor 50. Deci Piccolo Teatro din Milano cu fabulosul Ferrucci în Slugă la doi stăpâni, în montarea lui George Streller. Au venit în turneu de la Paris, Le Vieux Colombier și Teatro de l'Atelier. Era un început de speranță, să spun, al îmblânzirii terorii, pentru că în prima decadă de după schimbarea de regim, nu cred că a existat în România, în mediul intelectual, în aristocrație sau în clasa de mijloc, nu cred să fie existat vreo familie care să nu fie avut pe cineva în închisoare. Deci, cum spuneam, a doua jumătate a anilor 50 a însemnat și un respiro în plan cultural. Mișcarea teatrală a fost de mare ajutor, a fost un fel de balsam sufletesc pentru publicul românesc. Mai străluceau încă mari vedete ale perioadei interbelice, ca George Vraca, Aura Bunzescu, surorile Tanzi și Dina Cocea, deci George Calvoreanu, deci era o bucurie imensă pentru cei care intrau în sferele de teatru. Teatre care în acea perioadă, tocmai ca să se opună sovietizării culturale din prima decadă, au adus în scenă mai ales dramaturgia clasică românească și mai ales dramaturgia istorică. În
Mi-aduc aminte, eram copil și l-am văzut pe fabulosul George Calbureanu strălucind în apus de soare al lui de la Vrancea. Apoi au venit noile promoții de actori. Tot așa mi-aduc aminte, eram în ultimii ani de liceu când am văzut la Teatrul Notara un extraordinar Frații Karamazov cu foarte tinerii Cristi Avram, George Constantin și Ion Dichistean. Și lumea mergea la teatru, într-adevăr, pentru a-și reîncărca bateriile spirituale. Sigur că exista încă spaima cenzurii, sigur că directorii de teatre încercau să țină balanța între un repertoriu politizat și marele repertoriu clasic românesc și universal. A fost o perioadă de mari contradicții, dar în care au existat, din fericire, oameni de cultură, oameni cu mare dragoste pentru creația națională, care au încercat să contrabalanceze indicațiile care veneau de sus din sfera politică. Apar treptat sportul urban, deși bicicletele nu erau ieftine, iar de tenis nu te puteai atinge, erau foarte scumpe instrumentele dedicate acestui sport. Nu mai vorbesc de schiuri și de sportul de iarnă. Dar se diversifică cartea pentru copii, lecturile școlare dincolo de cele obligatorii, se traduce carte străină, în special clasici. Sunt amenajate noi parcuri, cum se numeau atunci, 23 august, sau Parcul Libertății, fostul parc Regele Carol I, Parcul Iore, nu, din Balta Albă, sau Giulești, într-o fostă groapă de gunoi, în sfârșit. Iar întotdeauna, în politica partidului, zona de divertisment trebuia împinsă și în periferii și, evident, fiecare cartier avea un cinematograf, avea o casă de cultură, astfel încât să existe culoare de prindere a tinerilor în zone de preocupări variate și să nu se gândească la altele. De exemplu, eu când am făcut 14 ani, sectoristul m-a chemat la poliție, la secția de poliție, ca să-mi dea buletinul, să-mi pună niște întrebări. Și la întrebări, bun, cânti la chitară? Zic, am o chitară, dar încă n-am învățat. Ce îți place să faci? Joci șah? Sau citești? Sau ce lecturi practic preferi? Adică erau niște lucruri pe care trebuia să le afle despre tine acela care coordona viața socială a cartierului. Însă foarte interesant a fost teatrul în această perioadă, pentru că cel puțin în anii 80 la final erau piese de teatru care critica într-o manieră foarte interesantă regimul. Mi-amintesc de piesa Harap Alb cu Claudiu Blonț în rolul principal în anii 80 și găseai foarte greu bilet acolo, dar apoi mi-a plăcut foarte mult Caligula din perioada respectivă cu Ovidiu Iul Moldovan în rolul principal, dacă nu mă înșel. Însă, iar sublim a fost Contrabasul cu Radu Beligan, jucat singur această piesă, absolut fascinantă reprezentația, însă bucuriile se rezumau la asta, iar cenzura era evident prezentă în toate livrabilele culturii și mai ales cu mare atenție față de ceea ce venea din import în materie de film, de carte tradusă sau de curent cultural care urma să se manifeste în special în muzică, cum a fost rock-ul sau jazz-ul. Partidul s-a gândit că nu ar fi rău să creeze un fenomen care să micșoreze interesul pentru derivatele muzicale din exterior, muzica pop, muzica rock sau jazz-ul. Și în jurul revistei Flacăra au creat un cenaclu în care s-a investit foarte mult și unde s-a mers pe ideea, este foarte important cine urcă pe scena asta. Și să-i facem pe aceia care sunt în curentele noilor zone muzicale să-și dorească să ajungă în cenaclul Flacăra. Bine, folcul este cel care s-a dezvoltat foarte mult, dar și rock-ul pastoral, pe de altă parte, a intrat acolo. Însă, e adevărat, a fost un mare succes, s-a creat un fenomen, pentru că nu avea
nici în fața lui Cenaclu Flac era un competitor. Și atunci când este un monolog, e foarte ușor să spui și să convingi. Dar treptat, în anii 80 la mijloc, spre ultimele ediții, se petrec niște schimbări legate de o atitudine, hai să numim, culturală și nu mai mult, astfel încât cenzorii să aibă niște scăpări și să fie prezente o serie de piese muzicale care au avut un impact la public în sensul invers, nedorit de regim. Și atunci cenaclul este stins, este oprit abrupt. Chiar și Adrian Păunescu intră într-un cont de umbră, îi mai sunt publicate cărțile și nu mai are acces la publicul lui, dacă vreți. Sunt transformase un pic în altceva, pentru că și vremurile luaseră o schimbare către dorința de a fi și altceva, totuși. Apoi, evident că regimul n-a putut însă elimina o altă dorință cotidiană, accesul la un alt post de radio, un alt post de televiziune. Cei care stăteau în preajma frontierelor aveau acces ușor și mai prindeau bulgari, sârbi, unguri, postul de televiziune din țările vecine, un pic mai libere, dar mai era apoi un alt curent de a merge să urmărești filme venite, nu ilegal, dar nu erau acceptate de cenzură. Și eu am fost așa ceva în diverse apartamente. Am plătit 100 de lei pe noapte și am urmărit 3-4 filme de tot felul, de groază sau erotice, e adevărat, în apartamente private. Se știa de aceste lucruri, dar au lăsate să funcționeze. Chiar între 87-89 am făcut acest lucru. Asta odată, iar Europa Liberă era constant ascultată de zeci de mii de români și o puteau prinde chiar dacă nu erau la frontieră. Și asta era o problemă pentru regim. Și tatăl meu asculta, uneori era radioul lăsat uitat mai tare și când pornea Rapsodia Română, mama se speria, intra peste el, dă-l mai încet că n-aud vecinii și vom avea probleme. Da. Drept urmare, un canal de comunicare constant, cu ceea ce era cândva Europa Liberă, a fost foarte important pentru români să înțeleagă ce se petrece cu țara lor, care erau realitățile ascunse și camuflate de regim. Și evident a fost primul canal de comunicare cu ajutorul căruia românii au aflat de schimbările care se petreceau în Europa în toamna anului 1989.